situația atunci e aproape de război cu SUA, nu putem exclude nicio posibilitate. Prioritatea este de a evita pericolul unui război, a afirmat joi ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu subliniere închise a membrilor Consiliului de Securitate, consacrat Siriei, relatează AFP. Întrebat dacă acesta ar putea fi un război între Statele Unite sublinierei Rusia, reprezentantul Moscovei a răspuns, nu putem exclude nicio posibilitate, scrie Ager Press. Propunerea Suediei asupra unei rezoluții pentru o misiune de dezarmare trimis în Siria nu a fost abordat în cursul reuniunii. Potrivit unor surse diplomatice, această propunere a fost respinsă în principal de Statele Unite, Franța, Marea Britanie sublinierei Olanda, pentru ce ea nu impune crearea unui mecanism de anchetă asupra presupuselor atacuri chimice ce ar fi avut loc sumpe la Douma. Subiectul reuniunii de joi a fost politica agresivă a unor dintre membrii Consiliului, a declarat Vasili Nebenzia. Amenincrile sunt o încălcare a Cartei Națiunilor Unite, a adugat el, subliniind ce o intervenție militară occidentală ar fi foarte periculoasă pentru ce militarii noi sublinieră-tri sunt acolo. Diplomatul rus a mai informat că Carasa a cerut o reuniune publică a Consiliului de Securitate privind Siria în prezent ca secretarului general al ONU, Antonio Guterres. Aceasta ar urma să aibă loc vineri, potrivit AFP.